Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vin la voi cu o rețetă super simplă de paste cu bacon și smântână. Dacă sunteți pentru prima oară aici, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă. Am adăugat puțin ulei într-o tigaie și am adăugat 3 felii de bacon tăiate cu bulețe mici. Le-am lăsat la prăjit până au devenit ușor crocante. Apoi am răzălit un cățel de usturoi. Am adăugat puțin piper. Împreună cu 2 linguri de smântână și am amestecat până s-a omogenizat. La final am adăugat 100 de grame de paste pe care le-am fiert conform ambalajului, împreună cu puțină apă în care au fiert pastele. Și am amestecat bine până s-a omogenizat și s-a format un sos. Dacă v-a plăcut această rețetă rapidă, nu uitați să-mi lăsați un like și un comentariu. Iar dacă doriți să vedeți mai multe rețete rapide, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.